Salutare, dragilor! Sunt Elena și astăzi vă prezint un nou subiect interesant. Imediat veți afla despre ce este vorba. Rămâneți cu noi! Oamenii au crezut dintotdeauna că mai există ceva dincolo de lumea noastră. În literatura fantastică se vorbește despre universuri paralele și portaluri prin care putem trece în altă lume. Toate aceste mistere se pare că ascund un sâmbure de adevăr. Din cele mai vechi timpuri, omenirea a crezut în existența unui alt univers, fie populat de zei, fie de îngeri și diavoli. De-a lungul secolelor, credința că există și alte lumi decât a noastră a devenit tot mai puternică, în pofida faptului că nu avem nicio dovadă. Oamenii de știință susțin acum că trebuie să existe viață și în alte galaxii, pentru că este imposibil ca Terra să fie singura planetă vie din Marele Univers. Iar sute de locuitori ai planetei susțin că au avut cel puțin o întâlnire cu ființe extraterestre. Există de asemenea mărturii că pe Terra se deschid porți spre alte universuri cunoscute încă din vremurile antice. Un exemplu este lacul Avernus de lângă Napoli, format într-un crater vulcanic. Din cavernele de pe malul lacului se ridicau nori de aburi sulfuroși și toxici, iar localnicii credeau că grotele ucigătoare erau intrarea în infern. Asemănătoare este poarta lui Pluton de la Pamukkale din Turcia. Pe vremuri aici se ridica un templu închinat zeilor din infern, iar localnicii erau încredințați că pot coborî în lumea umbrelor. Dacă anticii credeau în existența unor porți secrete către lumea zeilor, în vremurile noastre se vorbește despre vortexuri sau portaluri energetice care ne pot transporta în dimensiuni paralele. Recent, oamenii au început să observe că se întâmplă ceva ciudat în lume. Acum, dintr-o dată, în mijlocul orașelor se aprind licăriri de foc și se aud sunete de neînțeles și spirale misterioase se desfășoară pe cer. Cel mai interesant lucru este că oamenii de știință nu pot explica natura tuturor acestor fenomene misterioase. Prin urmare, este foarte posibil ca umanitatea să se pregătească pentru o întâlnire timpurie cu locuitorii din dimensiuni paralele. Dar ei nu vor veni din cer, așa cum se așteaptă mulți, ci prin așa numitele porți stelare care sunt situate pe planeta noastră. Conform rezultatelor cercetărilor științifice recente, a fost deja stabilit că există 11, 26 și chiar 267 dimensiuni, dar nu pot fi observate, cu toate că ele sunt prezente în jurul umanității. Așadar, potrivit unui cercetător senior la Institutul Astronomic de Stat, Sternberg Vladimir Surdin, toate aceste dimensiuni pot fi conectate între ele prin intermediul unor structuri spațio-temporale asemănătoare cu găurile de vierme. Cel puțin, matematica le permite să existe. Astfel, dimensiunile paralele, potrivit oamenilor de știință, sunt conectate prin găuri de vierme sau Stargate. Printre cercetători, această poartă este mai bine cunoscută sub denumirea de joncțiuni cu tunel cuantic. Rămâne doar să găsești cel puțin o astfel de tranziție, să intri în ea, să faci o călătorie într-o lume paralelă și să te întorci înapoi, ceea ce, așa cum arată practica, este destul de dificil. Și numeroase exemple din trecut pot depune mărturie în acest sens.
Astfel de exemplu, chiar și în cronicile Suzdalului din secolul al XV-lea, există o mențiune a unei femei pe nume Manca Kozlica, care a dispărut din piața orașului într-o zi în fața tuturor. Cronicile Novgorod din secolul al XVII-lea povestesc despre dispariția călugărului Ambrozie de la mănăstirea Kirilov, care a dispărut chiar în timpul unei mese festive. În iulie 1854, în orașul american Selma, un bărbat pe nume Orion Williamson, în timp ce tundea gazonul, a dispărut în fața soției sale, a copiilor și a vecinilor. Nu a mai fost văzut niciodată. În 1880, fermierul din Tennessee, David Lang, a traversat un câmp și a dispărut pur și simplu în aer. De asemenea, multe cazuri de dispariție de persoane au fost înregistrate în secolul 20. Așadar, în 1939, lângă Krasnoiarsk, în timpul construcției lagărului, o brigadă de prizonieri a dispărut împreună cu un întreg pluton. La fața locului au fost găsite doar pălăriile persoanelor dispărute. În 1947, una dintre companiile aeriene locale a efectuat un zbor regulat către Statele Unite. La bord erau 32 de pasageri. Din cauza defecțiunilor, a trebuit să aterizeze pe munte. Ulterior, salvatorii au reușit să găsească avionul, dar nu mai exista echipaj sau pasageri în el. Acești oameni nu au mai fost văzuți niciodată. Un incident interesant a avut loc la 1 decembrie 1949. În Statele Unite, un soldat pe nume James Tedford s-a urcat într-un autobuz ce avea traseu de la Albany la Binghamton. În ciuda faptului că autobuzul a călătorit non-stop, la stația terminală, pasagerii au constatat că soldatul nu mai era nicăieri, iar în locul său erau doar o geantă și un ziar. Însă ceea ce s-a întâmplat în Grecia în 1997 este pur și simplu imposibil de explicat. Ioannos Kolofidis, în vârstă de 32 de ani, a decis să curețe o fântână antică. Bărbatul a coborât în ea și după o oră și jumătate, asistenții l-au scos afară, însă acesta devenise bătrân. Câteva ore mai târziu, bărbatul a murit potrivit medicilor de bătrânețe. Toate aceste dispariții, la fel ca multe altele, nu și-au găsit încă o explicație științifică. Există o anumită logică în acest sens. În toate cazurile, oamenii au dispărut fără urmă și în majoritatea lor, dispariția a avut loc în prezența a numeroși martori. Desigur, unele cazuri pot fi explicate prin acțiunile infracționale ale unor terți, dar dizolvarea venerabilului tată al familiei în aer, în fața rudelor sale, nu se poate încadra în nicio ipoteză criminală. Printre toate aceste cazuri, cea mai interesantă, cel puțin din punctul de vedere al științei, este povestea grecului Ioannes Kolofidis. Nu numai că a reușit să trăiască o viață întreagă într-o perioadă atât de scurtă de timp, dar a și revenit prin Stargate. Oamenii de știință fac periodic încercări de a explica astfel de cazuri misterioase. Așadar, potrivit parapsihologului australian Jean Grimbiard, în lumea noastră există aproximativ 40 de tuneluri către alte lumi prin care dispar oameni în fiecare an. Este posibil să existe mai multe astfel de tuneluri. Nu se poate exclude faptul că astfel de tranziții se găsesc peste tot și o persoană poate deschide o astfel de tranziție în locul unde este convenabil.
oamenii de știință sunt înclinați treptat să creadă că reprezentanții civilizațiilor antice erau conștienți de existența unor astfel de tuneluri și chiar știau să le folosească. Mai mult decât atât, tocmai călătorind în alte lumi și dobândind noi cunoștințe și tehnologii acolo, unii oameni de știință încearcă să explice structuri megalitice care sunt orientate ideal atât în spațiul pământesc, cât și în raport cu stelele, calendare antice care uimesc cu exactitatea lor, piese de schimb ale mecanismelor necunoscute care periodic apar în straturile perioadelor preglaciare și în multe alte lucruri care nu pot fi explicate din punctul de vedere al științei moderne. Potrivit oamenilor de știință, odată cu dispariția civilizațiilor care aveau acces la porțile stelelor, căile care au dus la ele și toată cunoștința secretă au fost uitate. Dar acest lucru nu înseamnă deloc faptul că, dacă umanitatea a uitat să folosească tunelurile temporale și să ajungă în ele, oamenii nu se mai pot întoarce înapoi. Această teorie este parțial confirmată de informațiile apărute în unele publicații americane. Potrivit acesteia, în 2000, în Golful Aden, s-a format o pâlnie gigantică care are o energie puternică și proprietăți foarte ciudate. Mai mult decât atât, există contrar tuturor legilor fizice cunoscute. În același timp a apărut o versiune în care armata americană, ajunsă în prăpastie, a primit sarcina de a nu lupta împotriva piraților somali, care au devenit activi acolo, pentru că este oarecum nedemn pentru transportatorii de aeronave să urmărească bărci mici cu pirați și anume pentru a afla ce fel de pâlnie este, cum a apărut, unde poate conduce și ce amenințare potențială reprezintă pentru umanitate. Un alt crater, dar pe cer, a apărut peste Norvegia în decembrie 2009. În dimineața zilei de 9 decembrie, pe cer a apărut o spirală luminoasă de dimensiuni enorme, care după un timp s-a transformat într-o pâlnie care acoperea aproape întregul cer. După ceva timp, totul a dispărut. În cele din urmă, oamenii de știință au ajuns la concluzia că motivul apariției unui fenomen atât de misterios a fost testele nereușite de către ruși ale unei noi rachete balistice. Rusia a confirmat că racheta a fost lansată, dar nu în direcția Norvegiei. În plus, o lună mai târziu, craterul din Golful Aden a început treptat să ia forma unei spirale care a fost observată pe cer de către locuitorii din țara nordică. Un an mai târziu, exact aceeași spirală a apărut peste cerul australian. Din păcate, oamenii de știință nu au reușit încă să stabilească dacă există vreo legătură între aceste cazuri și ce înseamnă în general aspectul acestor cratere. Cu toate acestea, problema nu este deloc limitată la efectele de iluminare sau vârtejurile uriașe. În ultimii ani, în diferite părți ale lumii, au început să se audă câteva sunete misterioase. Aceste sunete seamănă cu niște bipuri. Recent, acestea au fost înregistrate în Canada și Europa. În Germania, rezidenții chiar au reușit să înregistreze aceste sunete și să le încarce în rețea. Potrivit experților, sunetele așa numitelor tuburi de cer pot fi cauzate de zgomotul electromagnetic din curele de radiații și aurore, de aeronave și transmisii telefonice sau chiar de cutremure subterane. Totuși, aceste explicații sună foarte neconvingătoare. Trebuie să spunem că, din când în când, în diferite părți ale lumii, oamenii declară că au găsit aceste porți stelare.
De exemplu, un locuitor al orașului englez Brington a apelat la autorități declarând că a reușit să găsească un portal către o altă dimensiune și se teme că unii dintre rezidenți vor fi aspirați acolo. Într-o declarație, bărbatul a spus că a descoperit un tunel ciudat în timp ce își plimba câinele într-un parc din oraș. Potrivit acestuia, din gaura pe care a găsit-o, s-a ridicat un vortex care a aspirat tot ce a căzut în zona sa de acțiune. Bărbatul a avut grijă să nu se apropie deloc, deoarece se temea ca nu cumva câinele său să intre în portal. La început a crezut că este un fel de spectacol legat de festivalul organizat la acea vreme în parc. Cu toate acestea, el a realizat mai târziu că acesta era un loc anormal, potențial periculos pentru oameni. La început, autoritățile nu au reacționat în niciun fel la această afirmație ciudată. Dar a doua zi s-a primit o nouă declarație din partea aceluiași bărbat, în care a spus că o lumină galbenă venea dinspre portal și un șarpe imens a apărut. Omul a mai spus că este convins că această gaură este o poartă către o altă dimensiune. De asemenea, bărbatul s-a îngrijorat că dacă șarpele ar putea ieși din gaură, atunci ar putea veni și alte creaturi. Oficialii orașului au spus că nu intenționează să efectueze nicio anchetă. Pe baza analizei presei engleze, această poveste s-a încheiat cu succes și nu au fost primite alte rapoarte. Dar savantul Litovka este sigur că astfel de portaluri sunt foarte periculoase, deoarece prin ele entități agresive din dimensiuni paralele pot pătrunde în lumea noastră. Un exemplu frapant este Chupacabra, o ființă misterioasă și legendară care a alarmat aproape întreaga planetă. Potrivit savantului, această fiară pătrunde în lumea noastră prin movilele mormintelor antice. În ultimii ani s-au auzit țipete groaznice pe locurile cimitirelor antice, iar pe timp de iarnă puteți vedea și urme ale unei creaturi necunoscute. Este posibil ca toate aceste portaluri spațiale să nu fie decât un joc al imaginației iubitorilor de diverse tipuri de fenomene anormale și ca toate aceste cazuri să fie explicate din punctul de vedere al paradigmei materialiste. În prezent, niciunul dintre aceste cazuri nu a fost dovedit și nici respins. Astfel, chiar dacă la nivelul teoriei, tranzițiile în alte dimensiuni este foarte posibil să existe. Dragii mei, cam atât pentru subiectul de astăzi. Eu vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii în secțiunea Alătură-te. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, mă puteți găsi și pe Instagram elenaoprica1969 și până data viitoare, nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV.